Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la o nouă prezentare de cont, o platformă de Hydra, ce să mai, o platformă demențială, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul cu platforma de Hydra și astăzi pentru voi am la prestare încă o platformă de Hydra care se dă la un preț, băi, demențial la ce iteme are și o să vedeți și voi ce iteme, ce alchimie, ce caractere mai avem pe schimbă și restul. Hai să începem prima oară cu șamanca platformei, care, bineînțeles, are două P-uri, are nivelul 111, avem și P-ul la conducere, deci lucru foarte, foarte important. Și, în mare parte, cam așa stă șamanca. Cam astea sunt lucrurile importante, două P-uri, P-ul la conducere, biologul nu știu dacă e... A, e la globuri de gheață, deci s-a făcut și biologul ceva. Avem și setul cu int pe șamanca, ca un quantum de 133 int. Avem, bineînțeles, pentru voi, fraților, și niște cufere de deschis, aproximativ două inventare. Hai să vedem ce noroc avem cu șamanca asta. Ia să mergem noi frumos aici, că știu că vă plac, deci case opening gură, știu că vă plac mult rău de tot. Am auzit că sunteți clar văstoare, aolo, avem și ghinion. Deci să vedem dacă suntem norocos sau nu, dar talismanul ăsta trebuie să ne poarte puțin noroc. Bun. Hai să vedem, fraților, cum stă situația. Hai să mă pun și eu cu șamanca aici, între ninja lei. Bun, hai să vedem cum stă situația. Am luat un permis de trecere bun, 2 exo, foarte bine. Vrăjitoare, nu e rău, încă un permis de trecere, foarte bun. 2 exo, chiar și permisele sunt bune pe șamancă, sincer. Biscuit cu proteine, pergamen binecuvântat, bă, cam... Da, mai noi mai avem exo pe aici, nu, avem doar 4, bun. Mă, sincer, dacă aș vedea două metale, ar fi super. Ar fi chiar super, super, pentru că nu prea văd niciun metal până acum și mă, cam... Mă, cam termină, ca să zic așa. Bă, nici măcar un metal, am văzut foarte multe vrăjitoare. Dacă erau astea pe emerald, era altceva. Uite, un nou Nessie, un adaugă. Bă, nici măcar schimbă nu era. Încă niște adaugă. Să fie seara, să fie seara neagră, în care să nu luăm nici măcar un metal, fraților. Wow, deci mă uit așa atent și îmi dau seama că nu avem noroc și ne-a zis baba, bă, ne-a zis baba, dar nu mai puteam să mai stăm noi până mâine să ne zică baba că avem noroc. Foarte multe vrăjitoare, exo iarăși enorm de multe, n-am luat nici măcar o eșarfă, cam ghinionist, cam ghinionist pe case opening-ul de azi, nu zic, exo din nou. Bijuterie era voință, uite o eșarfă și două exo, încă două exo. Mă, nici măcar un metal, cred că nu mi s-a mai întâmplat asta, fraților, de ceva timp. Chiar nu mi s-a mai întâmplat să nu luăm nici măcar un metal la case opening. Dar se pare că, uite, tigru egal alb. Ăsta, iarăși, un drop care nu a mai venit de ceva timp. Încă un tigru, bă, dacă dădeam metalele cum a dat tigru. Mamă, deci o singură eșarfă, fraților. Și 28 de exo. Plus pergamentele astea de trecere. Plus pergamentele de trecere, doamne, permisele de trecere. Bă, n-a fost cine știe ce, dar hai că revenim cu caracterele. Bun, fraților, acesta este ninja-ul arc al platformei. Un ninja de nivel 1, campion. Bine, un ninja are biologul aproape terminat, ăsta e la însemne, a adus 47 până acum, deci nu mai avem foarte mult. Uite că avem și însemne aici, hai să-l ducem, dacă tot suntem aici. Deci încă 3 însemne și cam asta e și cu biologul. Avem 4 inventare aproape deschise, pentru că avem 3 jumate. Văd că mai avem aici încă 400 de permise de trecere. By the way, dacă cineva are oferte și pentru iteme separat, poate să fac o ofertă pe Instagram, shop.made.ro, îl aveți acolo în descriere, fraților, mereu acolo. Însemnele liderilor. Și lucru cam slab. Aolo. N-a fost să fie. Bun. Văd că nu prea s-au mai băgat foarte multe MD-uri pe aici. Bun. Deci avem arcul ăsta zodiac plus 9, 43 medie, 18 gheață, down-le cresc la punctul mai mici de rang și obține puterea gheții pentru o secundă în luptă. Mamă, asta ar fi demențial și pentru o eșarfă, sincer. Sunt puțin nebun când spun lucrul ăsta, dar chiar ar fi demențial pentru o eșarfă. Veste șarpe plus 9, 400
4000 PV, 9 mob, 50 valori atac. Coif, cu daunele cât la punctul mai mici de rang. Titan plus 9, 4 secunde gheață. Talisman cu 5 secunde gheață. Brățar lacrimă cel plus 9, 2 KPV, 10 pătrundere. Obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă. Colier lacrimă cel plus 9, obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă, max PV 500 la 67, 1500 PV și 5 critică. Cercei Smaral plus 8 cu 20 drop, obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă. Mânuș, 12 putere, 8 int. Cureaua sfetului plus 9, papuș de foc plus 8, 2 KPV 10 critică, obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă. Eșarfă de 24, 3% gheață, 8 medie. Costum aură, bineînțeles, cu obține puterea gheții pentru o secundă în luptă. Al treilea bonus pentru plus 1%, adică 2 dex. Titan, corporal, imun. Deci bombă rău de tot ăsta. Bă, nu știu dacă avem noi vreo vrăjitoare pe aici. Dar cred că ar trebui să avem. Uite, avem și o vrăjitoare. Sunt foarte curios cât dă contul ăsta fără site-uri, fără amulete, fără nimic. Ia uite. Bă, nu e rău. 29k. În vrăjitoare, bă, băiatule, e tank. Deci tank rău de tot în vrăjitoare. Am luat și Orison mic. Bă, ești nebun, e eveniment cu Orison și... Bă, uite, bă, hai că asta e bună. Cu Orison e. Hai că, bă, poate mai luăm una. Hai că sunt curios dacă mai luăm încă un Orison mic. Oricum ar fi. Avem următoarea alchimie. Diamant strălucitor, rezistență la abilitate. Rubin excelent cu medie. Jad perfect, max PV absorpție regenerare. Safir opac. Granatul să fie și Onyxul, critică, pătrundere și reflectă, nimic mai mult necesar, perfect. Deci cam ăsta e contul, fraților. Bă, un cont foarte, foarte frumos, un cont întreținut, un cont fresh. Și hai să revenim și la ninja-ul Lame, și anume piesa de rezistență a acestei platforme. Ninja Lame de level 1, campion, cu diamant strălucitor cu rezistență la PC. Rubin strălucitor medie valoare atac, Jad strălucitor dublu PV refacere, Safir excelent, Onyx full și Granat full, bineînțeles. Eșarfă, cea mai bună eșarfă, cred, sau printre cele mai bune eșarfe de pe server, pentru că cea mai bună este la Alcadeș. 25% Arzodiac plus 9, 10 medie, daunele cresc la punctele mai mici de rang, 4 medie, 4 puterea gheții, pardon, deci nebunie de eșarfă. Costum ambuscadă plus 9, 100 atac, coif, 35 atac, titan plus 9, 12 dex, 50 atac, brățar lacrimă cer plus 9, 1000 jumate PV, 10 pătrundere, 35 atac și obține puterea gheții pentru 5 secunde în luptă, o brățară spectacol din punctul meu de vedere. Colier lacrimă cer plus 9, 500 PV, 10 critică, 4 daune de atac împotriva șefilor. CC Smaral plus 8 cu 40 atac pe 67. Papuș de foc plus 8, 2 KPV 10 critică, 40 atac pe 67. Pumnalele cred că le-ați văzut, 42 medie, 50 valori atac pe 67, 18 gheață. Cureaua sfătului plus 9, mânuș 12 dex, 8 putere, formidabile. Can de 81 de zile, predatorul ăsta de nivel 96. 4 inventare deschise, biologul care este terminat. Iarăși, hai să vedem cât dă și ninja-ul ăsta în vrăjitoare, niciun stres. Mamă, și asta e fără alchimie, ești nebun. 14k, fight, bă, superb, deci superb, superbă platformă. N-am ce ceri. Bă, da, ia stai așa, uite, hai că sunt curios rău de tot. Din atea vrăjitoare, câte ori soane mici ne pică și nouă, mă? Uite, fii atent, stai așa, pun și mânușa asta. Ia, stai așa, mânușa tâlharului. Am băgat și eu energie aici ca să fie. Chit că nu avem nevoie de ea. Sunt curios câte ori soane mici ne pică dacă tot e eveniment. Pentru că am văzut că cu celălalt ninja a picat. Costum vun negru plus 4. Ok. Bă, dar nici măcar n-am nevoie. Uite, o să pun brățara cu drop și ăsta cu drop iarăși. Deci punem full 20 drop, 20 drop pe noi. Ca să știm o treabă. Piatra monștrilor plus 4 am văzut aici. Nu, eu sunt curios de Orison mic, deci de dropul la side event. Asta mă interesează foarte, foarte mult, pentru că, nu știu, mi se pare wow că pică. Deci chiar mi se pare wow că pică. Mamă, și atac sângeros.
skill-urile oricum suntem ordani, nici nu contează, avem pe ul la transformare aici, pentru că asta contează cel mai mult. Mă, da, mai e eveniment cu ursoane mici? Da, este. Mamă, bă, deci uite-te și tu cum scade vrăjitoarea asta instant. Wow. Și mie, la început de server, mi se pare atât de greu să o bați, e real. Da, bun, fraților, bă, cam atâta și cu platforma asta. Hai să mergem puțin pe Tiger Ghost și nu uitați, dacă aveți și voi o platformă de vânzare, îmi dați mesaj pe Instagram, shop-ul-metin2ro, și vorbim acolo. Pup! Bun, băieți, am revenit și pe Tiger Ghost, unde vreau să vă arăt noile achiziții pe care le-am luat. Vreau să dăm puțin și în Onyx, să vedem cum stă situația. O să vă zic și prețurile pe care le-am dat pe iteme. Sau bine, hai, vă zic, pe brățara asta chiar nu vreau să vă zic prețul pe care am dat, pe care l-am dat, pentru că am dat un preț enorm. Dar na, 10 semi, 15 magie, 5 pătrundere, 5 daune, absorbit de SP, 5 absorție, 400 pe vela și 7 de valoare atacului magic plus 35, bombă. Papuș Phoenix plus 6, 1 KPV, 15 sabie, 15 mâini, 40 valoare atac. Și Papuș Phoenix plus 9, 2 KPV, 18 sabie, 10 gheară, 15 clopot și 400 pe vela și 7, deci 2400 pe vela, niște papuci exemplari. Deci exemplari, fraților. Bun. Astea ar fi cele 3 iteme noi pe care le-am achiziționat. Mamă, cât au crescut? Bă, au crescut astea, nu glumă. 1,28, rubinele cât mai sunt? 3,36. Bă, să mă mănânce pe mine să dau un rubine. Jad. 1,4. Onyx-ul. Cât mai e mitic, cum la Onyx? Mamă, câte mici sunt la Onyx, ești nebun. Multe mici la Onyx. Ia, la diamante cum stăm? Zece. Te pup, bro. Așa. Bă, hai mă, să încercăm cu diamantele. Hai că din diamante n-am mai dat de mult. Cred că vreți să vedeți și voi un alt fel de conținut, că în Onyx tot am dat. Deci chiar am dat un Onyx. Am dat, bă, să ne ajungă Onyx-ul. Hai să vedem aici cum facem. Bă, da, eu nu înțeleg de ce naiba ăștia care tot fac alchimie. Puneți, bă, fraților, shop-urile, vă rog eu frumos, lângă alchimist, că oricum vin eu și dau în ele. Deci asta e garantat. Decât să stau să iau așa de pe... Mamă, vândut? Vândut? Bă, ce naiba, mă? Hai, du-te, mă. Mai dă unul în diamante acum, cred că. E real. Bă! Hai, ieși. M-am luat acum cu unul care mai dă și el în diamante, cred că și a intrat omul noi. Hai, de fapt, a intrat alchimistul mai mult în noi, ce mai? Puf, ăsta cu alien. 1,35. Mamă, iar s-a dus ăsta, ia. Ia le, mă, frate, tu pe alea cu un yang mai ieftine, că le iau eu pe astea cu un yang mai scumpe. Măcar să avem ceva noroc. Atâta mă interesează. Doar să văd și eu acolo că reușim și noi să avem un mic profit. Nu zic mare, bă, unul mic. Deci un profit mic acolo, mic de tot dacă se poate. Dar măcar să fie profit, bă, că știi cum e. Ce e mână, nu e minciună. Așa. Mamă, cred că am crescut prețul puțin la diamante. Bine, foarte mult nu chiar. Cu vreo 10 caca, dar se simte. Deci fiecare plus se simte. Mamă, ce mă, voi, deci să mai zică lumea că nu se joacă oamenii pe Tiger Ghost. Uite, știu cât sunt în bazar acum. Deci doar lângă depozit, câți dau un alchimie aparent. Și câți ori mai fi în tot bazarul și pe părțile astea și pe părțile celelalte. Bă, cum s-a gândit asta să o ia fix pe aia, mă?
Deci, cred că diamantele... Diamantele o să ne termine, dar hai să vedem și noi ce facem. Fraților, nu uitați și voi de butonul acela de like, că după cum se poate vedea, sper că se poate vedea, că eu chiar îmi dedic suflet Tiger Ghost-ului acum. Și chiar caut niște iteme spectaculoase și să fac cel mai frumos Sura. De asta nici măcar nu am vrut să echipez diamantul strălucitor și am zis, bă frate, dacă tot am găsit accidentul ăla care a fost la un preț bun din punctul meu de vedere, să-l echipez așa. Bun, am auzit că sunteți clar văzătoare, hai să vedem, o să avem noroc, ne-a zis. Deci astăzi avem noroc, nu mai avem niciun fel de stres, avem noroc, suntem bine. Vedem diamantul, eu mă uit la diamantele astea acum și mie cam așa. Așa mă uit la ele și zic, fă, s-ar putea să-mi iau gaură, dar nu mai zic nimic. Chiar mă gândesc la o gaură, dar cât de mare poate să fie până la urmă? Adică și dacă facem un clar, noi suntem cât de cât ok. Doar un diamant clar și nu cred că avem noi cum să nu facem un clar. Bine, dacă stau să mă gândesc acum la câte ieșori au fost data trecută la Rubin. Deci la Rubin chiar nu mai dau, frate, pe Tiger Ghost. Dar hai să vedem cum stă situația. Avem minus 1. 0. Plus 1. 0, minus 1, 0, minus 1, minus 2, minus 1, 0, minus 1, 0, minus 1 din nou, bă, dar n-ar vrea mă un plus, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, bă, am făcut ceva, 0 aici la legendare, 1, bun, haide mă. Bun, full. Mamă. Bă, dar mergi, mă, tu. Și hai, mă, încă unul mers. Bun, așa. Și acum un clar. Bun, mă, bun. Și am făcut și clarul. Hai că suntem bine. Bă, am băgat un jur de... așa. Deci dacă le-am luat, stați pe așa, frate, să facem un mic calcul fast. Deci facem fast. Ori 1,3 cât am dat pe el. 41 de uni, 42 de uni practic. Hai zi 43 că am mai luat și la 3,5. Deci 43 de uni. Și noi am făcut un profit de, ia să ne uităm, diamant mitic, clar, cât e mă? Nu există diamante clare? Cum naiba să nu există diamante clare? Și mitice. 10-1-80. Bă, ia cum facem noi nevrut aici. L-am luat eu pe ăsta. Și facem așa. Uite și o mică bișniță. 11 oni. 25. 11 pe 25, ăsta clarul full 27, eu zic că e ok. Și ăsta full aici un 13, cred că se dă. Cred că se dă la 13. Și practic avem vreo 7-8 ani profit garantat. Bine, mai avem și aici un antic, un 34. Și cam aia e și pe Tiger Ghost. S-a făcut profitul și pe azi, fraților. Bun, băieți, deci cam atât și clipul de azi. Eu am fost Tiger și până la viitoare. Noi și ne-am zis cu bine, v-am pupat. Ciao.